Autoritățile dintr-o comună doljeană au depus coroane de flori de 1 decembrie și au dus copiii să cânte imnul național la o statuie fără cap, fără mâini și fără pușcă. S-a ajuns în această situație jenantă, spun autoritățile, după ce 3 indivizi încă neidentificați ar fi vandalizat monumentul chiar înainte de sărbătoarea centenarului. Edilii spun că există și imagini filmate pe camerele de supraveghere din comună. Însă, în loc să mute sărbătoarea într-un alt loc sau să repare statuia, autoritățile locale au preferat să pună localitatea în această situație penibilă. Pe imagini se vede cum capul, mâinile, dar și o mare parte din pușca eroului de pe statuie au fost retezate de vandali. Localnicii sunt iritați de situația în care s-a ajuns. Eu uite, fără cap, fără mâini, fără pușcă, fără mâini. Cum a ajuns așa? A fost frumos, dar acum e urât. Ce să facem? Alții sunt atât de revoltați încât dau vina pe guvern. Păi merită să fie tras la răspundere, prin lege. Nu bătuși așa, că așa putem. Primarul poate zice, mi-a să-i parte, dar nu se poate. Prin lege. Dar legea e așa de proastă, că e făcută de PSD. De la acest partid nenorocit. N-a scăpat de comuniști, au venit neocomuniștii. Mai răi decât ăia. Viceprimarul comunei aruncă și el responsabilitatea, însă pe cei de la Consiliul Județean Dolj. Ne-am alertat imediat, mai ales că urma depunerea de coroane cu ocazia centenarului. Am anunțat imediat la Consiliul Județean, pentru că statuia este monument istoric și nu puteam reface nimic fără avize speciale. De acolo ne-au transmis să găsim o variantă prin care să mascăm cumva lipsa capului, să punem o caschetă, orice, doar că nu am avut cum să improvizăm ceva în locul capului, a declarat Aurel Turcitu, viceprimarul comunei Terpezița. Edilul este revoltat și pe polițiștii din comună care nu i-au prins pe cei care au decapitat statuia. Suntem foarte dezamăgiți de activitatea echipajului de poliție de la comuna Terpezița. Nu mă feresc să spun asta. Liniștea și ordinea publică suntem cu ea la pământ. Se întâmplă foarte multe evenimente, s-au întâmplat foarte multe evenimente în ultimul timp. Aurel Turcitu are 90 de ani și a fost directorul școlii din localitate. Durerea pentru el este cu atât mai mare cu cât monumentul este ridicat și în amintirea fratelui său, care s-a stins în timpul celui de-al doilea război mondial în Munții Tatra. Am colindat satul întreg ca să strâng sume de bani pentru plăcile comemorative și pentru aducerea lui aici. Dacă s-ar găsi făptașii acestui dezastru făcut monumentului, eu aș fi de acord să fie privați de libertate. Monumentul din localitatea Doljean a fost ridicat în memoria eroilor căzuți în timpul războiului de independență, dar și în timpul primului și celui de-al doilea război mondial.